Perfect. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan și practic testez mașini toată ziua, asta e jobul meu la Mașina Potrivită. Din când în când le mai și filmez. Astăzi sunt la Ploiești pentru a verifica mașina asta din spatele meu. Este vorba despre un Seat Leon din anul 2016. Are 158.000 de kilometri, o cutie automată DQ250, deci DSG-ul cu 6 trepte. Și mie îmi place mașina. E 4x4, costă 12.500 de euro, 12.200 de fapt, și mi se pare că merită mai mult decât mașinile pe care le-am verificat ieri. O parte din ele, BMW-uri, vechi, 2012, cam scumpe, cam cu mult mai mulți kilometri și cu dotări similare. Adică mai degrabă mi-aș lua-o pe asta decât BMW-urile respective, un X1 și un X3. Bine, haideți să vă arăt despre ce e vorba. Dragilor, asta este mașina, cam așa arată. Modelul ăsta Experience are bandourile astea așa și este un pic mai înaltă. Are garda la sol ceva mai înaltă, așa pe aici, în cap, nu știu, spre 30, nu, 20 și un pic sub 20 de centimetri, zice. Așa. Avem farurile astea foarte, foarte mișto, full LED. Avem pilot automat adaptiv. Și este o mașină interesantă. Nu știu, mie îmi place, mă atrage genul ăsta de mașină. Față de Mini-ul ăla de acolo, culoarea asta este mai tristă. Dar mașina are vopsea originală. Noi verificăm cu testerul de vopsea fiecare componentă, în minim 5 puncte. Mașina e dreaptă. E normal să aibă mici urme de uzură și aici se pot vedea. Bă, dar n-are revopsiri. Și mașina a rulat foarte, foarte bine. În condiții bune. Avem o zgârietură. Unde era zgârietura? Pe partea asta. Aici. Deci o fi atins ceva cineva. Dar în rest arată foarte, foarte bine. Hai să trecem acum la partea de cauciucuri. Așa, cauciucuri DOT 2019 pe față. Nu mai sunt noi. Dar sunt încă în stare bună. Așa, discurile de frână față sunt uzate, dar încă nu le-a schimbat și plăcuțele sunt medii. Pe spate avem discuri în stare foarte bună, plăcuțe în stare foarte bună și cauciucuri un pic mai puțin uzate decât cele pe față. Asta este o mașină 4x4 care folosește un diferențial Haldex pe care o să vi-l arăt acum. Diferențialul este acolo. Mai devreme m-am băgat pe dedesubt, se vede și cardanul, este în stare bună. Uleiul la diferențialul ăsta se schimbă la 3 ani, iar la mașina asta deja a fost schimbat. În rest, așa arată o mașină în stare bună. Deci ulei la Haldex la 130.000. Da, sau 3 ani. Da. 2016, da, da, știu. Așa și ulei la DSG. Da. Dar perfect. DSG-ul a mai fost schimbat o dată? Păi da. Pe la 60. 60 și 8 a schimbat, că așa atunci a făcut serviciu, vezi? Uh-huh. Doar DSG-ul. Asta este, așa se numește, așa, 4-wheel drive. Portbagaj mare. Deschis chestia asta și poți să o dai și mai jos acolo. Eventual poți să și scoți roata de rezervă care e slim. În fine. Eu n-am avut niciodată explozie de roată, dar oricum ai mult spațiu în mașina asta, adică poți să mergi cu ea în concediu și să-ți iei și două biciclete. Așa, stai să scoatem asta, așa, pa. Are și chestia asta aici. Băi, o mașină mișto. Aici este motorul, 2 litri, de la Volkswagen. Am văzut pe unii pene că dacă scoți chestia asta, bagi acolo o șurubelniță. Este sigla de Volkswagen, asta e lipită peste. Nu facem asta la mașina asta. Totul arată bine, este uscat. Ce am observat fix la mașina asta este că garniturile de la injectoare, o-ringurile sunt puțin umede. Eu nu m-aș îngrijora pentru chestia asta, dar în general, dacă ar fi un pic mai mult umede, aș zice că trebuie înlocuite. Acum depinde,
la ce service găsești, poate să coste reparația mai mult. Pentru manoperă, în general, piesele sunt ieftine. Mașina asta, v-am zis, arată bine, motorul arată bine, nu curge nimic pe dedesubt. Este o mașină în stare bună. Hai să vedem interiorul. Asta devine un fel de mic review la, băi, ce mașină ți-ai cumpărat tu, Dane? Uite, cam așa ceva mi-aș lua eu. Interiorul ăsta arată bine. Cusăturile sunt faine, dar îmi place tapiseria. Nu știu, puțin așa ca manostă culoarea asta, nu știu dacă mi-aș lua fix așa, dar arată bine. Hai să ne uităm la, scaun. Avem o mică chestie aici, dar nu m-aș crampona în ea, dar în rest, uite cât de bine arată scaunul. 158.000 de kilometri. Volanul arată bine și ăsta. Și dacă tot am vorbit despre volan, trebuie să vă arăt cum se ține în mână volanul ăsta. Așa, stai să și pornim. Așa pornește mașina. Fraților, mie îmi place cum se ține în mână volanul ăsta. Așa. Bucata asta este suficient de subțire. Îmi place cum arată volanul. Îmi plac ceasurile de la bord. Display-ul ăsta nu îmi place deloc. Avem și moduri de condus. Normal, sport, individual. Avem scaune încălzite. Aici funcționează tot. Climatronic. Asta este DSG DQ250. O cutie despre care cred că e mai fiabilă decât următorul DSG. Și da, trebuie să schimbi uleiul. Aia e. Pur și simplu, nu știu, e un spațiu fain în care să fii. În plus, avem și chestia asta. Plafon panoramic. Panoramic, am glumit, am vrut să văd dacă sunteți atenți. În fine, și l-am verificat. Da, deci cam asta este mașinuța. Mie îmi place foarte mult. Cel mai bine este să dăm o tură cu ea. Îmi place parbrizul, e mare, ai o bună vizibilitate. Și mașina merge bine, ai senzația de, îți dă senzația de siguranță când o conduci. Așa. Acum, practic, noi am terminat deja de testat mașina, am mers cu ea și acum mai mergem o dată ca să filmăm, că mi-a venit ideea prea târziu să o filmez. Deci acum suntem în modul standard. A, cu asta crește repede, se mișcă bine mașina. Până pe la 100 la oră este silențioasă și normală. După aia este mai gălăgioasă. E bine aici înainte, da. Frânează bine. Adică asta este o mașină în care poți să-ți vezi de viața ta. Asta e pilot automat. Adaptiv. Ce să zic, față de pilotul adaptiv de la BMW, ăsta frânează mai târziu un pic. A, știu că se poate seta, dar așa ca feeling general. Deci, după cum puteți vedea, mașina asta merge bine. Este o mașină foarte mișto. Bă, mă încântă. Mi-ar plăcea să-mi cumpăr așa ceva. Mașina e pentru client, n-am cum să o cumpăr. Aici? Da. Niciodată în calitate de tester, n-ai voie să te duci la o mașină să o verifici. Și pe ăla, bă, a luat-o clientul, nu. Să o iau eu, da. Care-i problema? Da, asta n-am făcut niciodată chestia asta, dar ar trebui să primesc acceptul tuturor. Dar n-am făcut, n-am cumpărat nicio mașină în felul ăsta. Deci uite, mă, acolo îmi place cum se mișcă. Mergem, SG. Merge, sunt cu pedala călcată. 100. So, am mers cu mașina. Mie mi se pare că în mers, reprizele modelului 4x4 sunt mai slabe decât reprizele unei mașini cu tracțiune față, o Skoda Octavia RS, de exemplu, sau un Golf GTD. Mi se pare că mașinile celelalte sunt un pic mai rapide, dar ăsta este și 4x4 și, în fine, Haldex-ul, planetarele spate, cardanul adaugă ceva greutate la mașină, dar nu cred că este chiar așa de multă greutate. În rest, îmi place cum stă pe șosea.
și mă deranjează zgomotul din interior. Se vede că Seat este o marcă puțin mai slab izolată, nu știu exact, mai slab izolată decât o Skoda sau decât un Golf. Golful chiar e mai premium. Și totodată plasticile se simt un pic mai slab calitative. Totuși mașina este 12.500 de euro, pe când o Skoda cred că ar fi cu cel puțin 2.000 de euro, 3.000 poate mai scumpă și un Golf cu siguranță mai scump. M-am conectat mai devreme și cu testerul și chiar am primit la un moment dat un fel de cerere de la un subscriber care mi-a zis: băi, arată-ne ce testezi tu efectiv la motor. Ne interesează presiune de injecție, deviația pe injectoare, filtrul de particule, cât de încărcat este cu rezidu. Astea sunt chestii standard pe care le testăm, kilometri pe motor, cutie de viteze și pe ABS dacă găsim ceva. În general, cam astea sunt chestiile, dar o să fac un episod separat pe asta, să vedeți exact și să vă explic la fiecare ce văd acolo și ce mă interesează. Bun, dragilor, ăsta a fost episodul cu Seat-ul ăsta Leon. Este o mașină care mie îmi place. Sunt destul de rare, mai degrabă zice un Seat din ăsta Leon, cu dotările astea, faruri cu LED, plafon panoramic, DSG, pilot automat adaptiv, scaune încălzite, 4x4, decât un BMW X3 2012, peste 200.000 de kilometri și mai scump. Cam asta ar fi așa o părere de-a mea. Urmează acum să merg mai departe să testez următoarea mașină și clientul nostru va primi raportul cu tot ce trebuie să bage în mașină, piese și așa mai departe, dar asta este pentru mine clar o opțiune. Da, cumpăr-o dacă îți place, pentru că mașina este bună. Totodată și proprietarul a fost fain, mi-a spus totul ce-a băgat în ea, este un om care are și experiență de condus și practic știe ce vinde. Dragilor, mulțumesc că urmăriți Mașina Potrivită, până data viitoare, v-am salutat și rămâneți sănătoși! Pa, pa!